Locuiesc pe un deal uitat de lume, iar condițiile de trai sunt de-a dreptul departe de cele ale unei capitale europene. Locatarii de pe strada Eroii Neamului din cartierul Budești 2, recent construit din sectorul Ciocana, sunt condamnați să trăiască în secolul 21 fără apă, canalizare, drumuri, iar mulți dintre ei și fără lumină. Totul a început în anul 2001, când primăria Chișinău le-a repartizat mai multora dintre ei loturi de teren, întrucât sunt participanți ai conflictului din Transnistria și le-a promis că vor fi efectuate în scurt timp lucrări de trasare a canalizării reziduale și de construcție a apeductului. Treptat în acel cartier au început să fie construite case și de alți chișinăuieni, cu speranța că primăria își va respecta promisiunea. Totuși, abia cu aproximativ 4 ani în urmă au demarat lucrările, spre fericirea locatarilor, care însă nu a ținut prea mult. Au fost făcute niște lucrări care încep de la Vadul Vodă, aproape de stația de gaze, dacă nu greșim, undeva vreo 1000 de metri, unde a fost instalată și țava pentru apă, și fântânele, inelele de beton, care în scurt timp, spunem așa, într-o noapte, au fost scoase și duse de aici. Aici au fost niște cheltuieli în zădar. Lucrările au fost stopate din cauza unei case cu două nivele care a fost construită chiar pe drumul unde aveau loc lucrările, deși în acea regiune este pericol de alunecări de teren și nu sunt permise construcțiile. Suntem la nivel cu casa care se construiește, în care apa și canalizării merge direct în teritoriul casei de locuit. Locatarii aduc apa cu mașinile, astfel încât să le ajungă pentru o anumită perioadă de timp și o depozitează în încăperi. Apa o aducem cu mașinile. O depozităm care și unde putem. Ne costă chestiile astea. De la primărie nu avem niciun ajutor, niciun suport. Unii ne ducem. Sunt nevoiți să meargă la toaletă afară, indiferent de vreme și temperaturi. Mai mult decât atât, la străzi asfaltate nici nu se gândesc. Atunci când plouă, drumurile devin impracticabile. Copiii sunt nevoiți să se ducă la grădinițe cu ciubote din cauciuc și haine de schimb, pe care le lasă lângă o vulcanizare și pleacă la școală. Alteori, copiii trebuie să meargă prin pădure pentru a ajunge la primul drum asfaltat, iar riscul să fie atacați este tot mai mare. Din cauza drumului impracticabil, ambulanțele, mașinile de intervenții sau taxiurile nu pot ajunge. Am adus niște pietriș care îl lăsăm pe marginea drumului din pricină că nu sunt finisate lucrările de apă și canalizare, să nu ne strice pe urmă drumul care vrem să-l facem. De cealaltă parte, viceprimarul Nistor Grozavu susține că este vorba despre un proiect relativ vechi care nu a ținut cont de faptul că în acel cartier au fost construite și alte case. Totodată, acesta dă vina pe subalternii lui, care nu l-ar fi informat despre problemă. Nu a ținut cont de niște realități ale zilei de astăzi, când au rămas nemodificate niște loturi de pământ. Și astfel, deci la un moment dat, canalizarea și apeductul au nimerit pe terenul proprietate privată a unui cetățean. Plus, îmi permit să zic și lucrul ăsta, este și o mică lipsă de disciplină din partea unor colegi de-ai mei, adică nu mi s-a raportat la timp. Locatarii au mers de dimineață la primăria Chișinău, unde responsabilii le-au promis că în 2 săptămâni proiectantul va modifica traseul în conformitate cu proprietățile private care se află în zona respectivă, însă deocamdată nu se știe când aceștia vor avea apă și canalizare în casă. Dacă în următoarele săptămâni nu vor fi întreprinse măsuri, locatarii intenționează să protesteze la primărie.